Am ajuns să ne împrumutăm între noi de medicamente ca să rezistăm. Asta spun mulți dintre pacienții care au trecut printr-un transplant și care găsesc foarte greu sau deloc medicamentele imunosupresoare, cele care asigură buna funcționare a organului primit de la un donator. Gheorghe Tache este președintele Asociației Transplantaților din România. Din fericire este printre cei care încă își pot găsi medicamentele imunosupresoare, pentru că fac parte dintr-o categorie mai veche. Alți pacienți cu transplant au însă mari probleme. E o gamă mai măricică de medicamente, dar în mod deosebit Sandimun, Mifortic și Advagraf, medicamente pe care le-au semnalat atât colegii noștri, dar și farmaciștii, cărora noi ne adresăm cu rețeta. Ne ajutăm între noi cu astfel de medicamente, numai ca să avem continuitate și să producă anumite sincope în luarea medicației la timp, așa cum ne-a fost prescris de către medicul din centrul de transplant. La mijloc este, se pare, și un paradox. Reprezentanții firmelor afirmă, care sunt în țara noastră, afirmă că aceste medicamente sunt furnizate pe piața românească în cantități suficiente. Distribuitorii spun că nu obțin suficiente medicamente. În lipsa acestor medicamente, organismul poate respinge organul primit prin transplant. Unii dintre pacienți sunt dispuși să meargă în străinătate să și le cumpere. Dacă nu le găsim, e foarte periculos să pierdem grefa și atunci degeaba am făcut transplantul ăsta. Mă duc în Turcia și le iau de acolo, dar și mă costă. Se întâmplă acum destul de frecvent să nu avem toată cantitatea și nu putem să eliberăm gratuit nici măcar pe o lună. Și sunt farmacii care trimit deja notificări spre asociațiile de pacienți că oamenii pot rămâne fără o parte din tratamentele imunosupresoare. În urma nenumăratelor demersuri făcute către toți distribuitorii, dar și către producători, nu am reușit să primim decât o parte infimă din necesarul lunii curente. O mare parte din pacienți va rămâne în maximum 48 de ore fără tratament. Ministrul Sănătății spune că a propus măsuri precum reglarea taxei clawback și alinierea prețurilor pentru medicamentele generice, măsuri care ar putea însă avea efecte de la jumătatea acestui an. În plus, la ora actuală, în mai multe state din Europa sunt mari probleme legate de materia primă necesară fabricării medicamentelor. Soluția ar putea veni chiar de la noi. Am găsit o situație care durează de ani de zile, în care medicamentele ieftine dispar, fie că sunt mai medicamente generice. În general, medicamentele ieftine sunt generice, dar să știți că sunt și medicamente originale care sunt ieftine, costă sub 50 de lei. Și există o criză acestor medicamente datorită politicii de preț care a existat în România de mult timp. Mă gândesc foarte serios să venim cu o propunere concretă pentru anumite materii prime pe care am putea să le producem în țara noastră. În ultimii ani au dispărut de pe piață în jur de 3.000 de medicamente generice ieftine.